Războinicul Alin Sălăjean de la Survivor, declarație bombă despre Diana, soția lui. Acum că ați aflat că e singură. Alin Sălăjean de la Survivor România a transmis un mesaj pentru Albert, în timpul primului consiliu al săptămânii. Ce a spus despre Diana, soția lui? Alin Sălăjean a fost unul dintre cei mai iubiți concurenți de la Survivor România, care a reușit pe toată perioada în care a stat în competiție să ajungă la inimile celor de acasă, care l-au și votat în număr destul de mare, el aflându-se la un moment dat printre favoriții publicului din echipa războinicilor. Alin Sălăjean i-a avertizat pe bărbați. Ce a spus despre soția lui, Diana? Extrem de sincer, Alin a vorbit încă din prima zi în Dominicană despre soția lui, Diana, care a fost cel mai mare susținător și care își dorea să-l vadă învingător. Din păcate, însă, parcursul războinicului la Survivor s-a încheiat mult prea repede, din cauza unor probleme de sănătate care nu i-au permis să continue lupta pentru marele premiu. Alin a fost și un personaj controversat în competiție, dar a reușit să lege o prietenie strânsă cu Albert Oprea, pe care îl susține neîncetat de când a părăsit competiția și pentru care își roagă toți susținătorii să-l voteze în număr cât mai mare. Așa s-a întâmplat și în urmă cu o seară, după ce echipa din care a făcut parte a pierdut primul joc de imunitate al săptămânii, iar Alin a transmis un mesaj pe contul de Instagram, pentru ca telespectatorii să-l voteze, iar astfel să iasă din nou favorit. Pe lângă asta, fostul războinic a făcut o declarație neașteptată. Se pare că Diana, soția lui, a plecat singură la București și a ținut să-i avertizeze pe bărbații care știu acum că ea este fără el în capitală. Mai în glumă, mai în serios, Alin le-a transmis să nu cumva să-i scrie Didinei. M-a sunat Didina. Ea este plecată la București să mă întrebe dacă l-am votat pe Albert. Am făcut-o puțin mai devreme și vă rog ca împreună cu voi să pe votăm să iasă favorit a șasea oară. Acum, ca să mai zâmbim puțin, cocoșilor, să nu-i scrieți Didinei acum că ați aflat că e la București singură, a transmis Alin Sălăjean pe contul de socializare, în timp ce se uita la Survivor România, pentru a-și susține prietenul, pe Albert.